Conducerea Teatrului Tudor Vianu a planificat pentru următoarele zile 9 întâlniri cu elevii și profesorii giurgiuveni, invitația la teatru fiind în cadrul proiectului Săptămâna Altfel. Prima piesă din această gală a teatrului pentru elevi a fost planificată astăzi la ora 10. Este vorba despre comedia pentru copii intitulată Barbăroșie, scrisă de dramaturgul giurgiuvean Mircea Demrădulescu. Solicitările din partea profesorilor au fost mari și piesa nu s-a mai jucat la sala studio, ci a fost adaptată pentru sala mare. Surpriza care a urmat a fost una neplăcută. Din cauza ploii sau a indiferenței, nu au venit decât 81 de spectatori. Am mutat spectacolul din sala studio, unde s-a jucat multe zile bune. Am mutat la sala mare pentru că au fost promisiuni că vor fi foarte mulți cereri de bilete. Numai că au fost 81 de oameni. 81 de plătitori. M-am întrebat, doar ploaia să fi fost de vină? Încerc să mă amăgesc că doar ploaia a fost de vină. Dar e o temă de meditație pentru că este un mare, mare dramaturg român, nerespectat, sigur intră în axioma vieții noastre, la el acasă. Mica gala teatrului pentru prichindei, copii și adolescenți se va întinde pe toată săptămâna și invitația la teatru rămâne valabilă atât pentru elevi cât și pentru profesori. Pe lângă săptămâna teatrală, altfel, mâine demarează cea de-a treia ediție a programului Dunărean Giurgiu Ruse. Proiectul ține de montarea în Bulgaria unor piese jucate de teatrul nostru și în replică acelorași piese jucate la Giurgiu de actorii din Ruse. Ziua de mâine este a teatrului giurgiuvean, care va juca peste Dunăre piesa dramaturgului bulgar Orlin Diakov intitulată 46 de pași. Va mai fi pusă în scenă și o premieră absolută, N-aveți un mort de vânzare, scrisă de Mircea Meionescu. Pe afișele pe care o să le vedeți cei care veți merge la Ruse, pe afișele din oraș, seara teatrului bulgar și român, este o onoare pentru noi, cei de la Giurgiu, care iată reprezentăm teatrul românesc mâine seara. Publicul giurgiuvean va fi invitat la această ediție a proiectului în luna mai, când trupa din Ruse va juca aceleași piese la Giurgiu, montarea beneficiind de subtitrare.